Bună ziua, bună ziua, prieteni, am revenit pe canalul meu. Bună ziua, prieteni. Am avut o pauză de 3 zile. Ne-a ajuns și nouă pachetul. Dacă ne-a ajuns pachetul, de unde credeți, prieteni? De la Maramu, de la doamna Varga. Mulțumim, sărbuna. Uite și Raider, vreau să bagă și el în bucătărie, să vadă ce ai în mâini. Raider, vadă și el ce pachet. Ia să vedem aici ce-a trimis doamna Livia. N-am voie să arăt asta. Tu v-am explicat că doamna ne-a mai trimis nouă. Ia dă-mi trepiedul, mami, unde e? Florinca. Stai că aici. Dă-mi cu stai. Ce ne-a trimis, doamna? E ceva și pentru mine acolo? Cred că aici e numai pentru mine. Asta e cadoul lui tată tău. Asta el n-a primit cadoul. Asta e cadoul meu. N-am primit până acum. Și acum trebuie să-i trimitem și noi la doamna Varga Livia, la Maramureș. O rânză, prieten! Dar așa se procedează. Așa e frumos. E mulțumim frumos. Nu mai tăia tu, lasă la mine. Tu îmi rup și arunci pe jos. Vedem ce surpriză are. Șorțul la fată. Costumația, da. Ia să vedem. Prima dată să vedem ăla. Hai prima dată să vedem acela. Mău, ce mișto e! Ăi, hai să-l geamină! Camara Mureșanca! Ia de sol dumneavoastră, mamă, te voi da și baticul, prieten. Da, baticul. Roșu. Ce frumos e! Doamne, ce minunăție! Uite, Geamina s-o părți sănătoasă. Costumul de la doamna Livia. Mulțumim, doamna Livia, pentru costumația asta atât de frumoasă pentru Geaminuca. Nu vine să cred cât e de fain. Ce s-o sortează frumos. Dar păcat că nu e fata mea acasă, Geamina, e la Timișoara, dar vine. Vine ca să-l probăm, să vedem cum stă pe ea. Mamă, dar ce șuie, că de nici material. Cutunița asta e afinată sau vișinată, o zis pentru tine. Mulțumesc, doamna Livia, pentru vișinată. Asta e horincă și de prune. O zi și de cireșe. Nu știu ce e aici, hai să vedem. Hai să vedem. Pentru cine credeți că e ceva acolo? Și acolo? Nu știu nicio. Mamă, ce Doamne, mulțumim, doamnă. Mulțumim, doamna Livia. Pentru doamna Cutunița. Cu o sânză, de când nu mai mâncăm ieșa. Cu o sânză. Așa îi spune. Cu o sânză. Chiar e o sânză? Mamă, ce bune sunt. Hai mai departe, bucătării și mai. Nici dragul mie, de ăsta nu mai bine să-l dau jos din mână. Uite, asta spune cireșul. Geamiuca am o să fie îmbrăcată tradițională de sărbători. Prăjituri cu o sânză, prietene, ați mai auzit? N-am mai auzit la cuvânt. Și baticul frumos. Să-ți iau și una. Să iau pe aceasta. Da, doamna Livia mi-a trimis și mie anul trecut tot așa un batic frumos. Hai să vi-l arăt, prieteni, ce mai am primit eu de la doamna, că poate alții nu au văzut cadoul meu. Anul trecut l-am primit tot de la doamna Livia. Nu mă așteptam că-s prăjituri în cutia asta. Cireșe. Doamna Livia, dacă vă înveți să știți că acum o să-l port de sărbători și eu baticul ăsta atât de frumos să pune patroana, și patroana, uite și patroana a primit. Da? Dacă scrie pe ea patroana. Perzi, ceasta aia de perzică. Ia Leuțu, arată și baticul meu să vadă lumea ce-am primit arătat. Eu de la doamna Livia. Îi mulțumesc din suflet, anul trecut l-am primit. Horinca.
Portocale. Portocale. Hai și să-mi îmbracă cu drunții acum în Marea Mureșac. Ia-ți-mi camera. Mamă, stai mișto ăsta lui Giamino. Da. Uite, așa o să stau eu de sărbători îmbrăcată, în frumos, în roșu. O să-mi iau și un costum roșu. Ia uite, lui Giamino. La lui Giamino. Ia-mi chide. Mamă, îmi pierd ui cerceu. Stai greu să-mi pierd ui cerceu. De râs. Ce-i să-mi fac înapoi la loc? Nu, e las așa. Ăla-i fain de tot, cât o cu batic. Ia mai desfelă ăsta, mamă, niște ăsta pentru Giamino. Mamă, Giaminuca, zice, da, mă, ia de frumoasă în ea. Giaminuca, să o păr sănătoasă, Giaminuca. Intră ăsta pe ea? Ha? Intră. Cum să nu? E străbut să nu ia grăsuță. Ea stă pe ea foarte bine asta. Și baticul-i frumos. Îi mulțumim, doamna Livia. Mulțumim frumos, doamna. Acum merem și noi la oficiu poștal și o să vă punem... O rânză. O rânză. Să aveți și dumneavoastră de Crăciun, că chiar meritat o rânză și dumneavoastră, că și dumneavoastră ne-ați făcut o bucurie, ne-ați trimit cadouri tot timpul, în fiecare an ne-ați trimis. Da, în fiecare an, da. Bune prăjiturile. Uite, și pentru fată, să știți că sunt foarte bucuroasă că am văzut costumația asta la fată. Chiar nu mă așteptam la această surpriză. Mm-hmm. Și la prăjituri sunt foarte bune, îți mulțumim. Eu duc și lui David prăjiturile. Păi nu, nu a luat. Mm. Deci, prieteni, uitați prăjiturile, prieteni, cu o sânză se numește. Pe seara facem probă la Pălincă, adică la Horincă de la Maramu. L-avem pe bucătarul cameraman. Da. Hai dacă închide la oficiu, hai să-i punem repede și noi rânza. Doamne. Da. Ia hile de la mașină. Asta să pregătim rânza, că încă nu e pachetul aranjat. Păi hai să o luăm de la fumătorii prima dată. Da. Te duci direct cu camera. Da. Ce? Ce? Mi-e stop. Ai luat în biletate așa de mare, mă? Da, am rămas așa, m-am dus până la mamă. Raider, ce bro, bine că stai pază aici la astea. Stă pază aici, Raider. Păi da. Nu? Ai, și face datoria. Prieteni, acum mai facem un colet. Păi uite și noi la doamna Lia. O rânză, uite. Punem și zaibăr. De cum? Așa să faci. Așa o găină acolo. Și pune lui doamna găină la pachet. Hai, mă, vezi, nu mai grumi așa, să fac ciorbă. Uitați cum arată rânza, făcută. Dar și cum vreau asta ciorba cu drum? Cu coastă de asta proaspătă de porc. Afumat. Trei degete. Știi, mă, eu după aia tai de acolo, le toc frumos așa și cu varză. Să le pun la opăditele. Păi da. Merge, merge, că e afumată pe tonă. Că trebuie să întâlnesc asta, știi? Să nu se desfacă pe drum. Nu se scoci. Dacă nu e... De fapt, bucăți mai mici, Cătăline. Ha? Mai mici. Nu, lasă-le mare așa la ciorbă, ca să vadă. E ciorbă țigănească. Ori suntem țigăni, nu mai suntem. Așa, cu toaie mari. Așa, țigănești mari. Și pui oala aia mare. Băgăm varză. Așa? Așa lăsă. Asta e capacul ăsta. Da. Mamă, văzut fata Cătăline postumul, de-aia a rămas și l-a arătat Leuțu pe telefon. Giaminuca. Mamă, și atâta plânge să vină acasă să ia costumul de la noi.
Acum de sărbătoare, frumos, ai văzut când primești, când primiți, e frumos să bucură și altul. Și noi așa procedăm, prieteni. Cu prietenii noștri care sunt adevărat cu noi, ne iubesc cu adevărat. Și știți că și anul trecut ne-a trimis doamna Ia, ne-a trimis Pălincă, Dorincă, cum îi se zice acolo la Maramu. Și acum am sticlă, o știți destul de bine. Aia personalită. Mai bun ăsta, mai e ceva cartoane cu tună. Să închid aici. Du-te și ia de pe masă, de afară, până aici. Sfânt, mai ținem cartoane, sunt tăși în calumea. Merge, merge! Uite cât are niște străninuță. Bagă-le, uite-le. Ce faci, cu ceapă? Mhm. Ură. Ai doctorie, leuțule. Mamă, s-a mânat ceapa cu tine. Ăsta, pardon. Ceapa, uite ceapă. Da. Varza. Aha. E murată, Cătălin? Mă. E lasă așa fire mari. S-a mai redat o dată. Așa, așa. Da, s-a făcut bine murată. Bine, bine, nu că bine. Până de Sfântul Ion am mâncat-o toată. Așa se mănâncă bucătare, nu se mănâncă din calea asta. Care-i din calea, mă? Găini, tare, dar... Care-i din calea, mă? Știți că noi asta avem obiceiul nostru a romilor, am tăiat coasta afumată de la afumătoare, că acolo avem găină cu asta doar cu varză, o să punem vărzuța. Ia vedeți, găina ferbe încă, în morcov și în bulion, ceapă călită și urmează asta, asta o părim pentru că e serat. Mai iasă un pic și din fum. Și ce credeți că am mai băgat aici? Dacă vă spun, nu vă mai spun. Vă las să uitați pe canalul meu. Dacă sunteți curioși. Și o să vedeți. Dar totuși, hai să vă arăt. Nu mai. Să vă țin în suspans. Șuncă, prieteni. Am băgat șuncă. Uitați șuncă. O vedeți? O vedeți șuncă? Ia vedeți-o, ce frumos. Și murdat o găină congelată și pui că mănâncă și în cale. Păi da. Și el mănâncă numai dumneavoastră. Nu mi-a convins de găină aia, seara încă... Păi prima oară care am cumpărat și eu, o găină congelată. Cum sunt alea de la țară. Nu, păi, hai să nu exagerez, mă scuzați, nu chiar prima oară. Dar nu prea le cumpăr eu așa ceva. Cred că la 2-3 ani una bucată. Că mă rog că ați văzut și voi toate vlogurile noastre. Nu știu, un alt vlog am mai filmat noi, o găină de asta. Cu tot cu zamă pun. Cu tot cu zamă, cu tuința și poți să mai pui încă asta te duci să iei zamă cu un polonicu cu tuna. Iau pe urmă, vedem. Din bugie. Trebuie să-ți dau din gura. Nu ne-am putut. Aia de lemn, că nu uite pe masă, eu nu mai amestec. Da, păi nu mai amestecă cu asta mai mare, de metal. Aia de metal n-aș mai vrea.
am scos ăștia din aici din apă. Trebuie să pus o molicică asta mică. Nu băga camera acolo. Așa se bagă camera. Stai cameraman, mă, Cătălin, mă. De ce îmi furi vlogul? Păi, ce se face acum? De ce îmi furi vlogul? Asta e. Are dreptate, prieteni, pentru că el a stat 3 zile pe dreapta. Azi am reparat telefonul. Ca să poată să fie... Mamă, cutunițo. Trebuie să-mi recuperi vizualizări. Vă-ți mai e o bucată. Nu mai. Bă, da. Două ai pus, mamă. Două ai pus, tată. Cum e posibil așa ceva? Lasă, ne spăl acum aluna pe aici ai și pus... le... Două ai pus. Hai aici, să vedem aici cu cine este vorba. Doamne, ăștia haimas, uitați aici ce bine răs. Ăștia haimas. Reuțule. Am dunăre în gură, reuțule, cu șunca aia. Ai dunăre? Da. Ai luat dunăre din gură? Da. Și cu aripioara asta, cătă. Asta, cred că toată noaptea o să ronțe bucătarul la ea. Dacă a băut orinca de la doamna Livia, este foame de lucru, prieten, vă spun adevărul. Și s-a făcut foame de lucru bucătarul. Am pus văzuță aici, murată, prieten. Dacă vreți și dumneavoastră să încercați această rețetă, puteți să încercați cu coasta fumată, cu găină, ori de casă, ori din comerț, nu contează de unde aveți găină, dacă vreți să faceți, să încercați rețeta. Și cu șunculiță de asta fumată, prieten, să nu uitați să puneți și șunculiță, prieten, că e foarte bună șunculița. Deci, prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog, ați dat un like, ați distribuit mai departe, că v-ați abonat la acest canal. Da, vă mulțumim. La revedere, prieteni, vă dorim sărbători fericite la toată lumea, prieteni. Doamne ajută și tot binele din lume. Crăciun fericit, prieteni. La revedere.